Bună ziua încă. Vreau să spun că direct din piața de pe scena de la Business Days am venit. Profesor. Am schimbat puțin prezentarea mea pentru că am notat o serie de learning-uri pe care le-am extras din prezentările colegilor de panel, similitudini și chestii care, cu care nu sunt de acord. Și trainerul viitorului robot, sunt puțin îngrijorat că înseamnă că peste vreo 5 ani, când o să mă cheme Laszlo, o să fie un conjurat numai de roboți în panel. Și o să fie cam plictiseală. Doi, mi-am dat seama că sunt un crocodil. Crocodilul fiind una din cele mai vechi specii de pe planetă. Pentru că eu am început cu hârtie și am ajuns la web. Și cine știe unde o să ajung peste 5 ani, dacă mă mai ține cineva la Pernod Ricard. Nu sunt în război cu nimeni, decât cu competiția. Și personal cred că noua generație nu e nici mai deșteaptă, nici mai puțin deșteaptă. Cred că e diferită de noi și cred că noi trebuie să ne adaptăm nevoilor noii generații, pentru că ei sunt viitorul, noi suntem prezentul și în curând trecutul. Ca și Simona am și eu două vești. Am o veste bună și una proastă. O să încep cu cea bună. O să trăiți 100 de ani. Și vă pot garanta asta. Apropo de era digitală, Facebook își donează 99% din profit ca să vindece orice boală cunoscută până la sfârșitul secolului, iar Google a achiziționat acum câțiva ani o companie a cărui nume nu mai țin minte, care își propune ca până în 2035 să mărească speranța de viață cu 25%. Deci asta e vestea bună. Vestea proastă e că va trebui să munciți până la 75. Și pentru asta eu sunt ferm convins că trebuie să vă adaptați tehnologiei digitale. Altfel nu cred că o să rezistați. A, și am mai învățat ceva de la Simona. Miercuri e o zi bună pentru vânzarea de energizante. Ca și Cosmin, și eu sunt emigrant ardelean în București. Am mutat în București în 1998 când am venit din Rusia. Și unlike Cosmin, eu fac vânzări și negocieri, nu le predau. Și imami, I disagree with you, I think my daughter is smarter than I am. Much smarter. Și acum începem prezentarea. Am ales acest titlu pentru că personal chiar cred că dacă nu ne digitalizăm și vorbesc de organizații și de patroni, owneri, chiar și angajați, vom muri. Și sunt N exemple pe care probabil că le-ați găsit pe net de companii care n-au ținut pasul cu tehnologia digitală și care au murit. Trăim într-o epocă diferită. Dacă acum zeci de ani vorbeam despre oțel, căi ferate, motoare, gaz, acum vorbim despre Gafanomics și uitați-vă ce vând cei patru mari, vând advertising, entertainment, social, fulfillment. Nu e nimic tangibil în asta. Nu putem pune mâna pe, nu știu, fulfillment. Da? Gândiți-vă că cele patru companii au o capitalizare bursieră mai mare decât primele 40 de companii din Franța. CAC 40, asta înseamnă. Primele 40 de companii din Franța listate la bursă. Întrebarea mea, cât dintre voi să recunosc în graficul de pe slide? E rupt din viață, da? E, acum dacă ne ducem la consumator, are more or less același traseu. E bombardat din toate părțile cu tot felul de informații, începând de la TV, terminând cu mobil, print, Google Maps, și cred că poza asta e relevantă. The more I think, the more confused I get. Acum rolul nostru de business sau din business este să-l facem pe acest consumator să fie totuși mai puțin confuzat și eventual să ne cumpere
produsele și sau serviciile, astfel încât să mergem acasă cu niște cașcaval, nu? Da. De aceea este clar că linear consumer journey e moartă, e mort. Da? Consumatorul parcurge un drum mult mai sinuos și practic tehnologia digitală a creat o serie de online touch points care, dacă vedeți, sunt mult mai numeroase decât cele fizice. Acum întrebarea mea pentru voi este: suntem pregătiți ca organizații să conducem consumatorul pe Transfăgărășan? Pentru că dacă în zona de offline e clar, ai un key account manager, ai o echipă de sales, faci display-uri, execuție, la la la, e bine, ai preț, bine le învinge. Dar pe zona de online, eu cred că foarte multe companii au încă multe, multe de îmbunătățit. Mai departe. Dacă credem că facem bine, mi-am permis să extrag câteva răspunsuri la niște întrebări pe care o companie foarte cunoscută, și anume Tower Watson, le-a pus unui număr de 162.000 de angajați din toată lumea. Și ca să vedeți ce părere au angajații despre noi, ca și owneri sau manageri. Organizația mea face o treabă bună în a implementa rapid ideile de la teorie la practică, da? Surpriză, doar 48% din angajații nu ce sunt de acord cu noi. Reorganizările recente au fost bine managerite. O altă surpriză, 48%. Și așa mai departe, terminând cu how good a job is top management doing in making decision promptly. Noi ni se pare că suntem foarte șmecheri, dar de fapt jumătate din angajați cred cu totul și cu totul altceva. E o temă de gândire pentru fiecare dintre noi. Să mergem mai departe, sigur, întrebarea pe care ne punem, cum putem transforma business-ul de azi, care e un business clasic, într-un business agil care să facă cash, da? Dacă credeți că am întrebarea, ați greșit. Dacă o aveam, nu eram aici, eram în Hawaii, la soare. Ce pot însă să împărtășesc cu voi este care sunt driverii transformării digitale în organizații. Ei sunt în principiu patru, sunt practic 528 de lideri și strategiști care au participat la acest studiu. Mai mult de jumătate spun că evoluția comportamentului și preferințelor consumatorului este un driver principal. Urmat de oportunități de creștere în alte piețe, legislație și așa mai departe. Mergând mai departe, și am să trec direct la partea din dreapta, transformarea digitală în organizații nu este driven de CEO. Cred că este una din puținele transformări care nu este driven de numărul unu din companie, da? Dacă vă uitați, 34% din liderii care duc transformarea digitală spre practică sunt managerii, CMO e Chief Marketing Officer, CDO e Chief Development Officer și CXO este un job nou care se numește Chief Experience Officer. Mergem mai departe. Este clar o nevoie de a crea centre de excelență în digital. Sigur, un centru sau un departament nu înseamnă 10 oameni, poate să însemne un singur om. Sau poate să însemne jumătate de om. În sensul o jumătate de normă de om. Da? Dar dacă ne uităm în piață, 81% din companii au departamente digitale. Deci, domnii profesori au mult de treabă. Ce pot să vă spun, ca să mă apropie de sfârșit, o glumă. Business plan presentation, directorul de resurse umane vine la directorul general cu un buget de training pe partea digitală foarte mare, la care directorul general îi spune: ok, dar dacă facem asta, o să plece după ce băgăm training în ei. La care directorul de resurse umane răspunde: imaginează-ți dacă nu investim și rămân. Așa că get set for digital or die.
Acolo sunt niște indicatori de performanță, pentru că până la urmă trebuie să măsurăm ceea ce facem cumva în cifre. N-am să insist, dar pot să vă spun că companiile care au depus eforturi ca să se transforme digital, 41% au văzut o creștere de cotă de piață, 37% au văzut o loialitate crescută a consumatorilor și a angajaților și așa mai departe. Am înscris în timp? Mai am? Un minut? Pă, sunt brici. Fiindcă am terminat, mulțumesc!